Da, am participat la FIAR dintotdeauna. Eu fac parte din această industrie. Întâi am lucrat în asigurări de viață și acum în pensii private. Sunt pe piața românească încă de la început, din 2009. Deci am participat încă de la început și așa cum place mie să spun, cine nu e la FIAR nu există. Înseamnă că nu există. Așa că vin cu plăcere în fiecare an, pentru că aici e o întâlnire a specialiștilor, întâlnirea specialiștilor între ei, întâlnirea specialiștilor cu autoritățile și cu factori de importanță din România. Și au loc discuții extrem de interesante în care stabilim foarte clar unde suntem acum și în ce direcție vrem să mergem. Piața de pensii private este după aproape 4 ani de funcționare, în care a demonstrat, eu zic cu vârf și îndesat, că este o reformă de succes. Și așa cum s-a spus astăzi la lucrările la care am participat, cineva chiar a spus, persoana importantă, că poate este singura reformă de succes din acești ultimi ani. Piața pensiilor private a demonstrat că există, a demonstrat că funcționează, a demonstrat an după an că are și poate furniza un rezultat investițional foarte bun pentru viitorii pensionari și vreau să vă spun că această stabilitate și evoluție de care a dat dovadă a stârnește interes din ce în ce mai mare în rândul participanților. Așa cum am discutat și am spus colegilor mei la întâlnirile de dimineață, în anul acesta, în urma schisorii anuale, interesul a fost dublu față de anul trecut, pentru că e clar că oamenii văd că e o chestie care funcționează, care nu aud decât vești bune, nu aud nicio veste rea, acumulează bani, văd că există stabilitate, văd că există rezultate, acumulare și asta automat creează interes și sprijin. Deci în momentul de față sunt peste 5,2 milioane de participanți, care e un procent destul de mare peste numărul celor care sunt considerați din punct de vedere al statisticilor celor care ar fi activi, dar e un număr care se apropie foarte mult, aproape 100% de numărul celor care au un contract de muncă care plătesc contribuții de asigurări sociale. Cel mai mare avantaj este faptul că beneficiezi de niște bani pe care altfel nu ai beneficia de ei, pentru că un cont individual este... Contribuția dintr-un cont individual este constituită de între 3% din CAS-ul pe care îl plătești și care oricum nu ai acces la el. Deci o parte din acești bani care în loc să se ducă la stat vin la tine în contul tău privat, ăsta e un element. Al doilea element este faptul că lună de lună acest cont este, dacă îți declari CAS-ul și îl plătești, primește bani, este alimentat. Iar în pensii private, ăsta este un element extrem de important, ca lună de lună o sumă, fie ea cât de mică, să fie alimentată în cont. Pentru că o sumă cât de mică care vine lună de lună, acumulată și investită pe 10 ani, 15 ani, 20 de ani în cazul participanților mai tineri, produce o acumulare foarte bună. Și nu în ultimul rând, al treilea, faptul că în piața din România sunt cei mai mari investitori profesioniști din piața europeană și din piața mondială și asta este o garanție în plus a faptului că acumularea și investirea banilor în vederea pensionării sunt făcuți așa cum trebuie. Provocarea cea mai mare este în continuare riscul politic și riscul legat de faptul că de foarte multe ori oamenii politici vor și găsesc în amânarea sau stoparea sau reducerea contribuțiilor către sistemul de pensii private văd o soluție pe termen foarte scurt, imediată, de rezolvarea problemelor de deficit. Deci cea mai mare provocare este în care am făcut pași majori în ultima perioadă, iar Asociația pentru Administrarea Pensiilor Private, a cărui membru sunt fondator, a muncit foarte mult, zi de zi, în ultimii ani, în a conștientiza factorul politic, în a convinge, în a-l educa, în a-i arăta faptul că o alternativă sigură și bună la declinul pensiilor asigurate de stat nu poate fi decât sistemul pensiilor private. Și asta este cea mai mare provocare, de a păstra viu interesul zi de zi și înțelegerea față de păstrarea și întărirea, de ce nu întărirea, sistemului de pensii private în România.